ziua! În primul rând vreau să vă salut puteți prezenți la această acțiune, la această ședință, de fapt, care a fost planificată din start ca o ședință a activului Raionului Dubăsari. Noi, după cum vedeți, am schimbat puțin statutul acestei ședințe, din cauza că inițial v-am informat că vom face o ședință în cadrul Casei de Cultură, din cauza că urma să luăm careva decizii, posibil că dure, privitor la situația respectivă. Reieșind din faptul îmbucurător care ieri s-a întâmplat și faptul că domnul președinte a fost eliberat din reținere respectivă, ilegală, noi am schimbat statutul respectiv și a adunării noastre. Dar oricum, eu vreau să vă mulțumesc vouă tuturor. Tuturor persoanelor care s-au implicat și care au susținut situația respectivă oribilă care s-a întâmplat cu domnul președinte. Vreau să vă aduc la cunoștință că aici sunt prezenți consilieri raionali, consilieri locali, primari al localităților din cadrul raionului Dubăsari. Sunt prezenți cetățeni de onoare, veterani de război, de muncă, veterani participanți la conflictul armat din 1992. Sunt prezenți de asemenea conducători ai instituțiilor publice din domeniul învățământului, din domeniul culturii, din domeniul asistenți sociali și, desigur, sunt o mulțime de locuitori a raionului Dubăsari. Noi, din partea conducerii raionului Dubăsari, din partea lucrătorilor și din partea tuturor cei care au retrăit pentru președintele raionului, vreau să vă mulțumim pentru prezență. Pentru aceia că ați fost alături de noi, pentru aceia că sunteți și continuați să fiți alături de noi. Noi încă o dată am demonstrat că suntem o echipă unită, o echipă puternică, care, indiferent de orice nu s-ar întâmpla, a să fim împreună. Da, probabil că cineva a crezut, prin faptul că a să-l aresteze pe domnul președinte, echipa a să distrame. Însă, aceasta nu s-a întâmplat. Noi am devenit mai uniți. Respectiv, eu vreau să vă aduc la cunoștință că noi nu ne schimbăm poziția noastră privitor la situația creată cu domnul președinte. Aici nu s-a finisat. A fost doar o mică câștigare a unei lupte din întreaga bătălie pe care urmează să o avem și pe viitor. Noi, desigur, ca să ne menținem poziția noastră și a să luptăm până la urmă. Cât privește declarația făcută în presă, noi menținem această declarație și adăugător la declarația respectivă vrem să facem un comunicat și o îndemnare pentru autoritățile administrației publice locale din întreaga Republică. Să fiți duri, să vă mențineți puterea, puterea care a fost dată dumneavoastră de către cetățenii Republicii, care v-au votat și care au avut încredere în voi. Să mențineți principiile autonomiei locale, principiile care au fost stabilite pentru localitățile noastre, pentru acei care suntem mai aproape de oameni. Și, desigur, să mențineți puterea respectivă în teritoriu, să nu vă dați bătuți acestor modalități pe care acum le folosesc în privința persoanelor care duc un lucru mare pentru locuitorii din satele, din raioanele
Republicii. Eu vreau acum la moment să-i ofer cuvânt domnului președinte al raionului Dubăsari, domnului Grigori Policinski, pentru un cuvânt de salut pentru noi toți. Stimate domnule președinte Vladimir Nicolaevici, dragii mei prieteni, locuitori din raionul Dubăsari, locuitori din alte raioane, sigur că am emoții foarte, foarte puternice. Am reușit câteva ore totuși să mă odihnesc. Este absolut important că noi nu ne împărțim. Noi niciodată nu am muncit pentru careva partide. Eu în anul 2003 am fost promovat la funcție de președinte de raion de Vladimir Nicolaevici Voronin, fără de partid. Și dumnealui întotdeauna mi-a spus, pentru mine nu importă culoarea politică, pentru mine importă profesionalismul și tu să faci treaba acolo în Dubăsari. Să formezi raionul respectiv. Să fii un raion puternic. Să fii un raion bun. Acceptat și dorit și de locuitorii din regiunea transnistreană. Să fie un raion care cu adevărat să fie exemplu. Și împreună cu colegii, de la zero. Dumneavoastră cunoașteți, de la zero absolut. Am început să reconstruim acest raion pe nume Raionul Dubăsari. Împreună cu dumneavoastră, cu acei tineri care poate atunci chiar nu aveau încredere, dar am reușit pas cu pas, prin muncă foarte, foarte grea, prin condiții foarte grele, am reușit într-adevăr să ridicăm, să știe întreaga țară că este acest raion. Eu vreau să mulțumesc tuturor pentru această susținere sufletească, fiindcă două zile în total absolut izolat au fost într-adevăr foarte și foarte grele. A fost o etapă, cred eu, în viața mea de conducător, să mai aflu încă ceva, ceea ce n-am știut, ceea ce este greu de închipuit. Am aflat și oameni cum se cade. Am văzut unele momente foarte oribile, foarte neplăcute. Nu știu cum să calific. Aprecierea o dă lumea. Aprecierea la ce s-a întâmplat, cred că a dat-o întreaga societate. Nu doar din țara noastră, dar și de peste hotare. Aseară am reușit să privesc puțin, poate, dar sute și sute, poate chiar mii de mesaje de compasiune, dar de susținere pentru raionul nostru. Nu pentru Policinski. Că Policinski de unul singur este doar o persoană. Eu absolut sunt convins că aceste mesaje, această susținere masivă din partea mass media, chiar dacă altădată și-au cam călcat niște principii, dar a fost totuși un mesaj de informare pentru cetățeni, pentru ca să cunoască lucrurile respective. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Sigur că rămâne să fie pe seama celor care au comandat acest lucru. Nu vreau să fac, apreciez încă o dată comentarii la acest capitol. Istoria le va pune pe toate la locul său. Dar este important, într-adevăr, că adevărul totuși a câștigat. Eu sunt convins că ofițerii CNA își vor face corect munca lor. Ei trebuie să o facă corect. Ei trebuie să învețe. Și acest lucru chiar l-am spus al nouă dată. Este oribil când
ești învinuit că am adus daune considerabile, mari, publicului, pentru faptul că au fost organizate deplasări în cadrul relațiilor transfrontaliere în România, în Rusia, în China. Este oribil absolut să fii menționat că, iată, fără consilieri, pe când anume consilieri au fost alături. Este oribil să-ți spună că nu trebuie să te duci, că ai adus pagube cuiva, când banii sunt bugetați, când trecuți prin Consiliu, când este program de activitate, când sunt deciziile, când sunt oamenii respectivi, concreți. Este oribil să declari că este incorrect să oferi 10% supliment pentru persoanele care au acces la secretul de stat. Este absolut neplăcut, fiindcă nu am avut absolut toți anii aceștia, fiind în zona de securitate, nicio obiecție de la nimeni. Este absolut incredibil atunci când ești învinovățit pentru alte lucruri care sunt absolut documentate, pentru ajutoarele materiale care se acordă persoanelor din familii socialmente vulnerabile, pentru persoanele care au obținut, au ajuns la vârste onorabile, la jubilee marcante. Este absolut incredibil atunci când ești învinovățit pentru lucruri care sunt absolut acceptabile de mare majoritate a populației. Și este incredibil atunci când cineva chiar s-a bucurat de arestul președintelui raionului de Băsari. Este incredibil, dar îi avem de aici, de la noi, nu de altă parte. De parcă ar lucra pentru cineva de altă planetă, nu tot pentru toată populația. Aici sunt prezenți camarazii de luptă din 1991-92, băieții care și-au pierdut sănătatea. Indiferent de coloratură, cum, care, nu s-ar uita. Dar unitatea aceasta am încercat cu adevărat să o păstrăm, pentru că acești oameni și-au dorit și își doresc și astăzi reunificarea Moldovei, reunificarea țării. Și dacă nu vom fi noi primii raionul Băsari, atunci cine poate să aducă această reunificare? De aici chiar mi-am dat și eu întrebarea. Ce a stat totuși după acest arest? Care a fost motivul? Chiar dacă și vrei să demonstrezi că ceva nu s-a făcut corect, du ancheta normal, fără arestările respective, fără mesajul acesta trimis locuitorilor din regiunea transnistreană, care la sigur că în data au simțit acest lucru. Sper că a fost o greșeală. Foarte mult doresc să cred că a fost o greșeală a cuiva. Dar sunt convins că cei care au gândit decapitarea raionului de Băsari, așa cum a menționat domnul secretar, au dat-o în bară. Fiți de acord că ei n-au așteptat această reacție masivă din partea noastră tuturor. Eu absolut n-am știut ce să face după zidurile de la cina. N-am cunoscut. Abia ieri, după amiază, când m-au chemat la procuror, m-au întrebat ce se întâmplă acolo la voi. Zic, păi voi pe mine mă întrebați ce se întâmplă acolo la voi. Păi pe voi întrebați, că nu eu am făcut lucrurile respective. Eu vreau să mulțumesc, stimați prieteni, dragi colegi, pentru unitatea respectivă. Știu că este foarte greu. Știu că fiecare dintre noi, cei prezenți, a lăsat ceva, poate niște ore de lucru, a lăsat poate o deplasare, poate altceva, dar sunt convins că Consiliul Raional de Băsari, marea majoritate a consilierilor raionali, totuși au susținut și susțin această idee, acest raion. Eu cred că zilele următoare, cred că câteva zile, într-adevăr, voi avea nevoie de o mică reabilitare, pentru că a fost o lovitură foarte, foarte dură. Sănătatea trebuie să fie cât de cât, să o pregătesc pentru a munci mai departe. Pentru că întotdeauna m-am stăruit să muncesc corect, să fiu în interesul oamenilor. Și cred că prezența dumneavoastră masivă aici,
a colegilor din cadrul Consiliului Raional, a oamenilor simpli din teritoriu, a reprezentanților de diferite partide. Am avut mesaje și din stânga, și din centru, și din dreapta, și de peste hotare, și din România, și din Rusia, și din Ucraina. Eu cred că toate lucrurile respective, și din Polonia, și din Cehia, și din Ungaria, și din Franța, din Statele Unite ale Americii, această susținere a noastră se datorează, într-adevăr, muncii noastre comune. Faptului că Raionul Dubăsari a fost, este și va fi un raion puternic, un raion cu oameni corecți, un raion cu oameni care nu sunt indiferenți de situația din țară. Eu absolut sincer vreau să ajut și colegii cei de la Chișinău, să-i ajut pe cei de la guvern, prin practica care o am. În aceste două zile, cât am fost în detenție respectivă, mi-am permis să mă ocup cu citirea cărții secretarului general al Partidului Comuniștilor din China, Xi Jinping, O Gosudarsenum Upravlenie. Atât de mult meditație și atât de corect se menționează că dacă vrei să obții ceva, trebuie să muncești. Trebuie să dezvolți relațiile cu oamenii. Trebuie să susții tineretul. Mulțumesc foarte mult tinerilor care sunt prezenți aici. Veteranilor de muncă, cum a fost menționat. Consilierilor noștri, agenților economici. Reprezentanții din toate localitățile. Preoții din raionul nostru. Și sigur că cred că acest mesaj trebuie să fie auzit și de colegii de la Chișinău. Trebuie să fie auzit că autoritățile publice locale, dacă au acest mandat de autonomie locală, nu trebuie încurcate, trebuie ajutate, trebuie permis să muncească. Eu cred că este necesar, după ceea ce am văzut, să venim cu niște inițiative de a face domnului președinte și unele schimbări în cadrul legal. Este incredibil cât de ușor, este într-adevăr incredibil cât de ușor poate să fie oricare persoană cu o funcție care se ocupă cu ceva închis. Absolut la sigur vă spun, pentru că am făcut cunoștință și cu persoane care erau acolo, care incredibil, stai și te gândești, dar nu se poate așa ceva. Doar pe faptul că, uite, avem o informație operativă și noi trebuie să... Dar acolo ne-am clarificat, ne gândindu-se la sănătatea omului, la faptul că persoana respectivă are în spatele său familie, are în spatele său muncă de ani de zile. Și într-un sistem democratic, într-o țară democratică, elementele respective nu pot să aibă loc. Eu îmi iubesc țara mea, Republica Moldova. Eu am luptat pentru această țară. Eu lupt și astăzi, prin muncă. Eu lupt pentru oamenii aceștia. Pentru ca să fim corecți, să promovăm valorile democratice, valorile general umane. Pentru ca domnii primari să poată să lucreze sincer, să poată să lucreze fără piedici. Ca conducătorii de diferit rang să aibă posibilitatea, într-adevăr, să muncească în interesul cetățenilor care le-au dat votul. Și atunci sunt convins că noi vom obține o unitate în această țară. Eu sunt de parte de a crede că un partid sau altul a dorit să facă reclamă sau PR pe seama arestării președintelui raionului Dubăsari. Dar eu sunt absolut convins că acei oameni care au ținut și țin la stabilitate, care au ținut și țin la oamenii care muncesc, inclusiv, mă repet, la raionul Dubăsari, cu adevărat doresc ca raionul nostru să aibă un viitor. Fiindcă acest lucru este absolut important și politic, și administrativ, pentru reintegrarea țării. Sper foarte mult că și conducerea guvernului, și conducerea parlamentului, și conducerea de la președinție, și partidele politice, și parlamentari și extraparlamentare ne vor susține în acest element. Eu vreau să vă spun că mă mândresc cu faptul că sunt cetățean al raionului Dubăsari. Mă mândresc cu faptul că am doar o cetățenie. Cetățenie Republicii Moldova. Eu mă mândresc cu faptul că am crescut profesional împreună cu dumneavoastră. Mă bucură faptul acesta. Chiar dacă și am avut de suferit. Chiar dacă am avut de trecut prin niște momente
oribile, foarte dureroase, foarte grele, foarte neplăcute. Sper să rămână aceste lucruri în urmă. Și aseară, când am venit încoace la serviciu, primul lucru care l-am făcut, am venit aici la serviciu. Cu adevărat, m-a bucurat faptul că o bună parte de colegi erau aici, m-au așteptat și atât de important a fost această susținere spirituală, fiindcă noi toți împreună merităm să fim susținuți, merităm să muncim împreună și să ridicăm prestijul țării noastre, prestijul raionului nostru. Succesă nouă tuturor, dragi prieteni! Această declarație care a fost adusă public de către colegii din cadrul Consiliului Raional de Băsari, cred că este un manifest, un motiv pentru toate autoritățile locale din țara noastră să muncească corect înainte. Vrem foarte mult ca autoritățile centrale să fie partenerii noștri, nu deasupra noastră, nu nadzirate și nu altceva. Și sper foarte și foarte mult că toată lumea, și Parlamentul, și Guvernul, și noi toți, acei care lucrăm în teritoriu, să nu ne întrebăm care de cui suntem. Invers, să ne ajutăm unul pe altul și să facem ca viața oamenilor să fie mai bună. Și atunci, într-adevăr, ne va fi mai ușor nouă tuturor. Vreau o consolidare și o stabilitate în țara noastră. Vreau acest lucru. Și sigur că sper foarte mult că noi toți împreună, prin muncă, prin stabilitate, prin înțelegeri, prin comunicare corectă, să obținem acest lucru. Eu nu port pică pe nimeni. Categoric. Bojica Iisus. Bojica Pitățea să-i pună la loc și la fiecare să-i facă după merite. Dar vreau să vă asigur că aceste două zile foarte grele au întors în mine multe. Poate m-au călit mai tare. Poate m-a lovit foarte puternic. Dar cred că tot ce să fac, cred că să fac și spre bine. Într-un ceas bun nouă tuturor, plecăciunile mele fiecare în parte și vreau absolut sincer din partea familiei mele, din partea copiilor mei, să vă mulțumesc tuturor încă o dată spun. La toți colegii și din Parlament și de la Guvern și din organele de drept și societatea civilă, și mass-media, și colegii și prietenii noștri pentru această susținere masivă a raionului Dubăsari. Raionul Dubăsari are un viitor. Eu sunt convins, datorită nouă, datorită dumneavoastră. Să trăiți. Mulțumesc! Acum vreau să-i ofer cuvânt celui mai în vârstă, consilier raional, domnul Alexandru Mițcu. Vreau să vă aduc la cunoștință cetățean de onoare. Stimați dubăsăreni, eu vreau să-l mulțumesc la numele dumneavoastră pe președintele nostru că a susținut așa putere care l-a hălit și doresc sănătate și putere mai departe. Dar ca el și mai puternic, noi trebuie să-l susținem pe toate tărâmurile. Și, după cum știu eu, a noștri dubăsăreni, dar și la centrul nostru, știm buni persoane, cum Vladimir Nicolaevici și altele, care ne ajută întotdeauna și cred, trage nedejde că ne ajută și mai departe. Eu, de vorbă, pe președinte nu l-am știut până în 2003, nu am știut cine dumnealui. Dar când Vladimir Nicolaevici mi-a spus că ea ca un băitan este acolo, dacă cum? Zic că am auzit că e bun. Și e ca ești 14 ani, aproape, împreună lucrăm și nu am simțit să fac eu o prostie. Dar și care cândva și-a fost, îi oprem. Și când ne facem, avem. Și tragem ideea și mai departe. Consilierii sunt niște oameni cum scade, aleși de oameni. Sunt acolo vă câțiva care nu știu, ei sigur nu știu și vor. Dar noi cu vremea specie, avem, noi eu mă pun pe o cale dreaptă și raionul să margă înainte numai decât. Raionul Dubăsari trebuie și ca un steag mare, frumos. În Republică. Și așa din Republică și bine să iei exemplu de la așa președinte.
care nu trebuie pe dânsul să-i trage, să-l duc cum vor ei. Dar și exemplu la un președinte foarte bun de Republică și crească așa președinți și toată Republica. Că dumnealui nu trebuie de făcut lui rău, dar neapărat să-i ajute întotdeauna. Că el să facă încă mai bine decât cum a făcut. Tragem ideea și noi împreună cu dumneavoastră, aici lucrurile l-am face numai decât mai departe. Acum, cu permisiunea voastră, vreau să ofer cuvânt ex-președintelui Republicii Moldova, cetățeanului de onoare raionului Basari, tovarășului Voronin. Stimați pământeni, ce s-a întâmplat cu președintele raionului Basari, Grigore Bărcinski, nu este o excepție. Nu este un singur caz. Terorul asupra Moldovei s-a început din 7 aprilie 2009 și prelungește până astăzi. Și cei care își permit să facă aceste lucruri parcursă deja mai mult de 8 ani de zile, sunt ferm convinși că lor să margă și mai departe și ei vor să facă aceste lucruri nefiind opriți, nefiind pedepsiți. Grigore Bărcinski o să reziste, a rezistat și o să reziste. Cu părere de rău, foarte multe cadre, foarte mulți președinți de raioane și nu numai, deputați în Parlament, au cedat. S-au culcat sub aceste forțe care vor cu orice preț să pui mâna pe Moldova în general și cu orice preț să ne întoarcă pe noi înspre, numai într-o parte, înspre Prut. Dacă Partidul Democrat la ultimele alegeri a venit în Parlament cu 18 mandate și astăzi îi mențăm 53 de mandate, și pe toți aici la 53 minus 18 i-au cumpărat, i-au provocat, le-au făcut în chip și fel, așa cum au hotărât ei că pot să procedeze cu Bărcinski, înseamnă că ceva nu-i normal în țară. Înseamnă că ceva trebuie de schimbat categoric. În așa fel să conduci țara și în așa fel să pui tu mâna pe putere, când nu este voința poporului, care au votat pentru partidele acestea, nu este legitim. Și dacă o luăm în mod serios, astăzi nu avem nici o instituție legitimă în țară. Nici președinte nu este legitim pentru că el a fost ales contrar Constituției. Constituția nu are voie să modifice 4 membri a Curții Constituționale. Constituția se modifică ordin referendum poporului ori de majoritate constituțională două treimi, dar nu de 4 membri Curții Constituționale. Parlamentul tot nu este legitim pentru că el nu reprezintă astăzi interesul acelor alegători care au delegat acești deputați în Parlament. Că noi ne-au delegat în Parlament Partidul Comunist cu 21 de mandate, azi a rămas cu 7. Pe 14 i-au cumpărat cum ar cumpăra niște pușii la piață. Dar ei au venit pe lista Partidului Comuniștilor. Ei au venit conform programului partidului nostru. Acum, pe cine reprezintă ei, fiind în rândurile fracțiunii democrate? Și așa mai departe, toate celelalte partide. Și în loc să ocupe cu probleme serioase ce țin de dezvoltarea țării, dar foarte serioase, pentru că toți anii aceștia nu numai că stăm pe loc, dar ne întoarcem iarăși înapoi. În anii până la anii 2000, când noi am venit la conducere și am văzut ce se face în Moldova. Doamne ferește, țineți minte ce era. Pensii în Poroșoace și în Săpunuri, atrucenie vernăie, restanță la salarii 16-12 luni de zile și așa mai departe. Nici salarii, nici pensii, nici nimic. Acum tot așa. Se închid pe un cap școlile, se închid pe un cap instituțiile medicale, dimensiunile sociale se restrâng într-așa fel că oamenii nu au nicio perspectivă
se culcă flămânzi, scoală flămânzi, deci loc de lucru, nici nimic. Se fură miliardul și ei se leagă de niște deplasări, de niște prostii de astea, de chestii de astea. Eu am citit atent lista vinuierilor care au fost înaintate. Cel mult, dacă snăteașcă e bălșoi, asta може какое-то административное наказание din oficiul guvernului care este și în teritoriu și în guvern. Acolo o pretâmpinare, o strană la urmă urmei. Dar nu în Aroșnică și nu în așa fel. Miliardul a furat de-al caută nimeni, dar ei se ocupă cu acești prostii. Înseamnă că cei care au furat miliardul sunt cei care fac aceste prostii, pentru că iau posibilitatea să facă acest lucru. Ei sunt și aceiași. Că ei cu bani cumpără deputații, cu bani provoacă toate, cu bani i-au tras pe toți președinții raionului, în afară de președinții raionului de Băsari, i-au tras de partea lor. Se pregătesc băieții de alegeri pentru 2018. Se pună zădace la toate raioanele acestea, câți votanți trebuie să voteze pentru Partidul Democrat. Asta e scopul principal. Alte scopuri nu au. Pentru aceasta ei și-au furat și miliard, pentru aceasta ei își fac aceste prostiitate. Și așa e clar lucru că le-au pus rezistență. Dacă noi toți am plecat capul jos, dacă noi toți am ridicat mâinile sus, ce ați fi cu toată țara? Așa cum ați opus dumneavoastră aceste două zile rezistență, așa cum ați exprimat prin proteste, potriva cei fără de lege și au făcut în cazul președintelui raionului de Băsari. E totul e întors cu fundul sus în Moldova astăzi. Nimic. Și mine mă miră multe lucruri care eu le cunosc de, mă rog, mai mult de 8 ani de zile la președinție. Acești exponenți care sunt foarte mulți din reprezentanți din țările străine, unor multor organizații internaționale, stau și cu capul în jos. Sunt de acord cu ce se face în Moldova. Și eu întreb, începând de la ambasadorul Americii, băi, dar voi de ce nu vă revoltați? Voi tot așa se face bărdacul ăsta, în țara voastră. Pe ăsta care e cu noi european, dar voi și nu conștientizați? Da, mâine gavarile. Ce înseamnă gavarile? Dintr-o parte gavarile, dar din altă parte e finanțați cu credite, e finanțați cu sute de milioane. Dar credit se traduce din care limbă, din engleză sau din care se traduce datorie. Banii ăștia sunt prumuți, se iau datorie și eu pe seama fiecărui cetățean în Republica Moldova, așa cum s-au furat miliardul și acum l-au pus prin lege că noi fiecare dintre dumneavoastră trebuie să plătim până în 2000 și cât, câte 100, câte 200 de euro anual să întoarce mai departe. Ei fură, dar cetățenii țării trebuie să întoarcă. În loc să creează locuri de muncă, în loc să dezvolte tot sistemul social, ei așa se pregătesc de alegeri. Imobilizați toți, sunt atacați primarii satelor. Sunt atacați toți. Partidele sunt atacate, sunt distruse. E ceva strașnic. Aici trebuie de gândit cu mult mai serios, cu mult mai adânc. Ce facem? Așa stăm și ne închinăm și ne culcăm în fața lor? Ori ne ridicăm toată țara împreună și mergem la niște hotărâri foarte serioase și foarte responsabile să întoarcem într-adevăr democrația și normele în statul acesta nostru. Vorbeam de timpurile noastre că se închide nu știu ce, dar o să o chestie mică. Mai multe posturi de televiziune și de radio care s-au deschis în anii când nu era guvernul, s-au deschis nici când. Acum am monopolizat toate canalele de televiziune. Începând și cu Moldova 1. Toată țara Moldova 1 vorbește numai despre unirea cu România. Și toate canalurile tot așa la fel. Monopolul unicul și unicul partid și unicul și civist. Așa ceva nu a fost niciodată. Și așa ceva nu poate să prelungească. Asta e potriva orice norme, potriva orice soveste a oamenilor, a noastră, a toți împreună. Noi 6 ani, 7 ani de zile ne judecăm, am ajuns în Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ne judecăm de când ne-am închis canalul NIT. Unicul canal de opoziție în toată Europa închis.
Și am fost de 3 ori la președintele acestei instituții europene a drepturilor omului. Da, 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 gospodin Varvanin, nu, ne valoră. Noi și azi unde mă întâlnă, 6 ani de zile nu îți precaută întrebare. Așa, și de voi, cu interesantă între aceasta? Și să aduc și cuiva aceasta îi trebuie? Dar aici se deschide toată ziua, canalul și unul peste altul și pe parte. A fost un canal de rezervă, Moldova 2. Toți anii noi am fost la guvernare, mulți din colegi spuneau, uitați, spunem canalul ăsta și stel de rezervă. El era de rezervă pus încă din în timpul anilor sovietici. În caz de ceva, să fie canal de rezervă televiziune, că se poate imediat intra în activitate. Noi n-am pus mâna pe el. Acum l-au deschis și iară sub dânsul, sub dânsul l-au culcat canalul și ala Moldova 2. Toți jurnaliștii servesc ori pe ceia, ori pe ceia. Jurnaliștii independenți nu mai avem dăm. Au rămas toți care îmblă și leg pe ăștia din toate locurile. Și să aleg pe cei care sunt cei mai credincioși lor, pe cei care sunt mai slujnici, care o să facă tot și o să le dăie comandă. Mine mă revoltă foarte mult faptul că instituțiile de drept, toate, poliția, centrul acesta anticorupție, eu l-am creat. Cu scopuri nobile. 4 ani de zile am lucrat asupra lui, că sunt aduși metodologiile respective, ca să luptăm cu corupția, dar nu cu împotriva drepturilor cetățenilor și nu cu cetățenii care fac lucruri bune și importante pentru țară. Și, într-adevăr, pe timpul ăsta, acest centru era foarte efectiv și avea rezultate foarte bune. Acum, pe ei l-au orientat și l-au făcut instituție care trebuie să lupte împotriva acelor oameni care nu ascultă, care nu se subordonează, care nu se culcă sub ei, sub acești care azi au pus mâna la putere și la guvernare. Președintele Parlamentului Cadu îți duce și cere iertare de la președintele României, pentru că Dodon nu și s-a exprimat acolo, nu cam așa despre România. Stai, băi, dar tu de numele cui cere iertare? De numele tău, poftim, ca deputat în Parlament, vorbește și vrei, dar de numele președintele Parlamentului n-ai voie să vorbești acest lucru, că el nu, această problemă n-a fost discutată în Parlament și n-a fost votată. Eu sunt deputat în Parlament și nu sunt de acord cu aceea. Cu această cerere de iertare. Trec așa din toate părțile. De aici te fură, de aici te lipsesc de limba ta maternă, istorică, care au vorbit-o părinții noștri, bunei, străbunei, istoric, limba moldovenească. De aici oameni serioși, oameni responsabili, oarecare într-adevăr cu suflet și cu capacități vor să facă treabă, eu și le pun narușnici. Dar bandiții îmblă și fac și vor. Fură totul. Nu este nici o dimensiune care să nu se fure. Uitați-vă la automobilele astea mari care deja de la ora 6 dimineață duc transport în Sib. Așa mai departe. În Constituție e scris că tot aerul, apa, pământul, ce ieși sub pământ, aparține poporului, dar nu cuiva. Cine plătește impozit din aceste cariere? Uitați și cariere fac ei. Că nici pe lună nu sunt așa cratere de astea care îi fac aceste cariere. Și din care parte nu e? Din toate părțile distrug, fură și mai mult nimic. Eu înțeleg că nu tot ce vrei poate să primească. Dar 8 ani de zile să distrugi tot până la urmă, asta e strașnic. Și arată statistica că iau cifre, că îi se ridică în sus. Care în sus, băi, duci întreabă omul cu trăiești. Statistica. Говорят, що есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Și că ei se folosesc de aceste elemente. Și statistica și a lor, mâinile lor, șeful acestei statistici. Scrie și cifre vor ei, minciuni. Salariul s-a ridicat cu atâta, că bunăstarea crește și așa mai departe. Dar nu s-a mai ridicat nimic și nu mai crește nimic. Uitați-vă câți oameni, 1.300.000 de cetățeni s-au plecat din țară. Astăzi n-are cine lucra. Dar cine aș lucrează în spital cu 1.900 de lei soră medicală? Cine aș lucrează doctor cu 2.300 de lei? Cine aș lucrează doctor? Și ajung lui acești 2.300 de lei? Pentru ce? Că el are familie, are plăți, are
trebuie să trăiască omul, să îmbrace, să mănânce la urma urmei. Nimeni aceste lucruri nu le iau în seamă. Sunt toată ziua și toată noaptea să gândesc numai cum să nu piardă puterea, cum să nu este. Amintiți-vă, noi în 2009, după alegeri de 6 aprilie, am biruit cu 60 de mandate. N-a ajuns un mandat pentru a fi ales președintele Republicii Moldova. Și pe mine, pe nasă, mă învinuiesc toți, deci și colegii mei de partid și toți, că deși tu, Voronin, ai cumpărat un mandat. Special n-am vrut, măcar că vineau și stăvăleau să-l tușa președinției și să vină să voteze, dar să-i facem pe dânsii, nu și în aceale și așa mai departe, n-am vrut nici să ascult, nici să ved. O fost așa să fie soarta, așa las să fie. Dar nu o să facem noi așa cum vrem noi și cum interesul meu personal și așa mai departe. Dar n-am eu interes personal. Interesul meu este și eu, cum a spus și Grigore Pricinski, este interesul că dezvoltăm raioane, dezvoltăm sat, dezvoltăm este. Am luat țara cu 7% de gazificare. Am plecat la guvernare la dată cu 93%. Până astăzi nu se gazifică nimic. Și aici am făcut noi așa și stăm. Construit, am dat Moldova, a făcut o țară maritimă, am construit portul Jurești, despre care se vorbea, și nu mai vorbea, care guverne nu vorbeau și câți bani nu au furat acolo pe malul Prutului. Dar noi am construit acest port Jurești în 2 ani de zile. Dar câte alte obiecte s-au construit, dar câte lucruri s-au făcut serioase. Înseamnă că Moldova are capacități să dezvolte, să trăiască oameni bine. Pensiile s-au majorat 540%. Salariul în medicină s-a majorat de 10 ori cu 1000%. La pedagogi de 800%. Înseamnă că sunt posibilități în țară reale, numai nu trebuie de furat, trebuie de condus, așa cum spune iarăși președintele raionului de Băsari, Grigore Vladimirovici, trebuie de condus normal. Deci tot ce trebuie de făcut și cu cine e de făcut? Care e echipă? Uitați-vă, dacă el ieri a fost director meblilor la magazinul, dar azi e ministrul transportului. Dar acum stă în România și se ocupă cu fitness-ul. Nu, i-a dat drogul. A făcut poartă și l-a fugit din țară acest Chirinciuc. Dar pe care nu le-a luat? El de ieri din drum al eu și-l fac ministru și vor să forim noi toți aici și să fie bunăstare normală în țară. Grigore, și mulțumesc pentru trei de caracter și pentru duh. Eu înțeleg mai mult decât ce aici pot eu vorbi, deși eu mărții la pasul este împotriva dumneavoastră. Asta a rămas unul de toate raioanele care nu te-ai culcat și nu te culci sub ei. Ia că simplu explicație la ceea ce s-au pornit împotriva matale. Vor să te frângă moral, psihologic. Ține-te de noi toți împreună, domântenii, după sărenii toți împreună și eu cred că și toată Moldova și asta să fie un exemplu pentru toți. Foarte atenți și foarte serioși, foarte responsabil în ziua când au loc alegerile. Și face el cu buletinul acesta. Cui el dă el putere? Pentru cine el votează? Pentru 200-300 de lei, ca pe urmă 4 ani de zile să îmbrăs iorlă, extrește rău și n-are și una, n-are alta, n-are pensie, n-are sănătate, n-are nimic. Ori pentru echipe care pot face lucruri bune și care sunt capabile să organizeze cu conducerea Moldovei normală, de a dezvolta țara într-adevăr independentă, suverană, fără niciun fel de fraz, fără niciun fel de surori, fără nimic. Destinii stătători noi toți. Vreau aici noi comentați împreună tot parcursul și acesta și mai departe și ascultăm împreună împotriva acestor fără de lege. Ei las să facă lecții în ceea ce s-a întâmplat. Din această susținere masivă care m-a dat o ai din partea și concetățenilor regiunilor și din partea instituțiilor republicane, primăriilor, consiliilor regionale și din partea de străinătate și așa mai departe. Înainte, numai înainte, spre victorie. Mulțumesc! Acum, cu permisiunea voastră, vreau să-i fac cuvânt președintelui Asociației Raionale a Primarilor, primarului localității Doroscaia, domn Valeriu Berzan. Domnule președinte, dragi prieteni, precedentul ce s-a întâmplat cu președintele nostru, raionul Dubăsari, domnul Grigore Policinski, este un atac direct asupra raionului Dubăsari, asupra democrației și acelor valori care trebuie să le posedă orice stat democratic din lume.
Eu cred că cazul acesta oribil ne va fi o lecție pentru noi toți și ne face mai puternici. Deoarece aici, în Dubăsare, în anul 1992, s-a pornit acea luptă crâncenă pentru interesele Republicii Moldova. Pentru ca Moldova să fie un stat integru și indivizibil. Să avem un stat bazat pe drept și un stat bazat pe valorile noastre, în general umane. De aici la Dubăsare, la toate provocările regiunii Transnistriene, întotdeauna împreună cu toți dumneavoastră ne-am ridicat pentru a apăra interesele Republicii Moldova. Noi și până astăzi avem probleme foarte mari cu toate terenurile agricole plasate după traseul Râmnița Crească, dar noi am rezistat. Și astăzi, de către cineva să încearcă să intimideze o persoană care a stat în fruntea acestor realizări frumoase pe care are Răuna Dubăsare. Cineva a dorit să facă din Grigore Poliținski o victimă, dar noi astăzi toți suntem convinși că dumnealui a devenit un martir. O persoană la care se îndreaptă ochii în ochii tuturor, numai din țară, dar și de peste bătările țării. Dumnealui este persoana care reprezintă nu o comunitate, nu un raion, reprezintă autoritățile locale. Și noi cei care suntem, care reprezentăm poporul acesta sau autoritățile publice locale, suntem pentru ca Moldova să devină o țară prosperă, ca să avem mai multe drepturi. Articolul 109 din Constituție spune expres că avem autonomie locală, care astăzi nu mai avem. Se vorbește de ani de zile despre descentralizare, care iarăși nu o avem. Se vorbește de ceea ca să avem mai multe împuterniciri pentru a realiza acele obiective pe care le propunem, iarăși nu le avem. De ce e cazul dat, ne face și mai mult ca noi să fim toți împreună. Să rezistăm și să opunem acea muncă pe care ne dorim. Sper foarte mult, domnul președinte, că cazul dat va fi un caz așa uitat. Însă, noi trebuie să tragem concluzii toate acestea. Și negativ la aceea că nu contează cine persoana, contează că el este o personalitate. Și a muncit, muncește și va munci pentru Răuna Dubăsare. Mulțumesc! Misiunea voastră vreau să ofer cuvânt deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, domnului Vasile Bulea. Bună ziua, stimați prieteni! În primul rând vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat două zile în urmă, este un caz fără precedent. Și cunoaștem și înțelegem că această guvernare merge în ultimul atac, inclusiv atac asupra administrațiilor locale. Uitați-vă pe harta administrativă a țării. În practic toate raioanele, au mai rămas doar patru raioane, unde nu sunt președinți de raioane subordonați Partidului Democrat. Și în încercarea asta de a subordona tot în țara aceasta, toate primăriile, toate consiliile raionale, toți președinții de raion s-a făcut atac asupra domnului Poliținski. O persoană care deja este la patrulea mandat aici în raionul Dubăsare, o persoană care se bucură de încrederea cetățenilor și este într-adevăr o autoritate nu numai aici în raionul Dubăsare, dar vreau să spun și peste hotarele țării. Fiind membru a autonomiilor locale din cadrul Consiliului Europei. Eu, părerea mea că în această debandadă a Partidului Democrat s-a vrut să fie atinse cel puțin două scopuri. Primul să fie preluat raionul Dubăsare, să fie înlăturat președintele raionului și pus o persoană care să fie subordonată pe dealului să execute tot ce li se spun. Și a doua, părerea mea că se încearcă pe viitor destabilizarea situației, anume aici, în zona de securitate. S-a spus aici că raionul Dubăsare, pe timpuri, și astăzi este un raion foarte important, anume pentru menținerea păcii aici pe Nistru și datorită faptului că
este în nemijlocită apropiere cu Transnistria. Cei de la Partidul Democrat încearcă să destabilizeze situația aici. Uitați-vă ultimele evenimente care s-au petrecut în Moldova începând din această vară. Acele lucruri neprietinoase în adresa Federației Rusă. Lucrurile neprietinoase împotriva cetățenilor noștri care trăiesc în stânga Nistrului. Și această încercare de zilele de azi să fie scos din fruntea Dubăsarului, din fruntea raionului Dubăsar Grigore Policinski. Părerea mea că aceste lucruri sunt legate unele cu altele. Eu nu știu, cred că astăzi guvernarea a primit o lovitură datorită faptului că toți voi și noi suntem alături de domnul Policinski, ei nu au izbutit să îl încarcereze pe dumnealui. Încercări, eu sunt convins că o să mai fie. Dar trebuie să fim toți împreună, să ne unim eforturile ca să nu admitem că această guvernare să-și bată joc de oameni. Ați văzut imediat după ce a fost reținut domnul Policinski, a venit și președintele țării cu o critică și nemulțumiri din partea sa în ceea ce se întâmplă cu domnul Policinski. Vreau aici să vă spun că aceste încercări de a supune domnul Policinski au început în această vară. Chiar fiind într-o zi din această vară în cabinetul domnului Policinski, am văzut împreună cu dumnealui prima încercare când am venit aici în fața Consiliului Raional două automobile și am înțeles că sunt de la CNA. În acea zi au încercat deja să facă primul pas. Și intrând în această clădire a Consiliului Raional, s-au întors înapoi. Probabil că nu era potrivit. Timpul nu era potrivit. Și au găsit acel timp atunci când președintele raionului vine, pleacă într-o deplasare, pregătesc acea operațiune și la întoarcere au făcut ceea ce au făcut. Condamnăm aceste încercări de a supune administrațiile raionale acestor presiuni. Considerăm că ceea ce e scris în Constituție, în lege, că fiecare administrație raională, fiecare administrație locală se bucură de acea autonomie, o persoană care este la patrulea mandat în Consiliul Raional, fiind președinte a raionului și să-i se aducă niște, să se incrimineze niște aberații, cum că a angajat 50 de persoane și așa mai departe. Noi toți suntem oameni care știm, citim, înțelegem ceea ce se întâmplă și înțelegem că nu poate un președinte de raion, că nu-i administrația raională, nu-i compania lui privată, să angajeze sau să destituie din funcții 50, 30, 40 și așa mai departe de persoane. Sunt niște aberații, sunt niște încercări și ele premeditat le fac pentru pur și simplu a intimida persoana ca să nu realizeze acele proiecte care urmează a fi făcute pentru oameni. Eu vă îndemn, stimați prieteni, să ne consolidăm, să fim alături de președintele raionului, să fim alături de administrația raională care încearcă zi de zi să rezolve acele probleme care se confruntă cetățenii din raion, din fiecare sat, parte acestui raion. Vă mulțumesc! Acum îi oferim cuvânt participantului la luptele pentru integritatea Republicii Moldova, combatantului domnului Anatol Cipotenko.
Stimați săteni, stimați locuitori a raionului Tubăsari, stimate domnul președinte, președinte raionului, onorată asistență, știți, avem momente și de bucurie, și de tristețe, de cazul dat. Dar mai multă bucurie, fiindcă cazul dat pe noi ne-a consolidat, ne-a unit. Vestea de aseară care am auzit-o, care am avut-o, știți, așa o ușurință sufletească a fost că totuși noi am învins. Am învins și în 92 și acum. Eu vreau să-mi pun întrebarea, nu numai mie, dar la toți dumneavoastră. Cine eram noi după 92? Da, noi am ținut piept satele raionului, dar unde îmblam noi cu toate problemele care apăruse? Casă distrusă, toți participanți bolnavi, căliși, nici o asistență medicală, nici o asistență socială, nu nimic, eram distruși. S-a început cu încetul formarea raionului. Da, eu n-al cunoșteam pe domnul președinte, al cunoșteam ca primara satului Dorotskaya, unde și pe atunci, noi pe vremurile celea, ducem colaborare. Și în 92 am avut mare colaborare. S-a pornit formarea raionului, unde pas cu pas s-au format toate structurile. Eu mă refer la organizația noastră, a mișcării combatanților, unde s-a format mișcarea combatanților raională, s-a format mișcarea combatanților platoului Coșnița, Cucieri, unde s-a pornit o atenție mai cuvenită, o asistență, s-a format centru de reabilitație în orașul Chișinău, în localitate s-a format prin sate, prin raioane, o asistență medicală. Am avut o atenție cuvenită. Vreau să mă refer și la, chiar la cartela de vizită a satului Coșnița. Eu am în vedere monumentul care este în centrul satului. Știți, am pornit-o cu greu. Unde era sânări, unde nu era. Dar întâlnirea care am avut-o în 2005 cu președintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin, tet-a-tet întâlnirea asta a fost. Nu știu dacă dumneavoastră ține minte. S-a pus întrebarea, de ce nu se finisează? Nu sunt resurse. Știți, ca prin, am fost invitat la Consiliul Raional, m-a făcut cunoștință cu consilierul președintelui și în 2006 monumentul a fost inaugurat. Știți, a fost o susținere unde, ca un vis, acest monument e făcut pentru luptători, pentru integritatea și securitatea Republicii Moldova. Dar ceea ce a fost cu președintele nostru raionului, eu cred că cel mai bine ar fi ca și o scuzare publică, la Cibă, cum ei se mândreau la un cătușat, la aeroport, așa au făcut o senzație, că fiecare poate fi așa ceva. Mă, voi băieți și smintioși. Nu, noi aici din raionul Tubăsari, avem poziția noastră. Cum a spus Lăpșneanu, dacă voi nu ne vreți, noi vă vrem. Dintre asta reiese, că este și scenariul de rezerv, la Cibă, și eu vorbesc asta public. Fiindcă, Doamne ferește, nu numai președintele raionului, orice cetățean a Republicii, a raionului Tubăsari, se întâmplă ceva. Asta e tot raionul. Pentru a verifica și a constata care a fost pricina. Eu vreau la toți dumneavoastră și vă doresc mult sănătate. Și cred că luptele astea care s-au pornit, ele e o pregătire de alegerile parlamentare în 2018. Ivo o controlat, am verificat cum raionul Tubăsari, cum sunt el, cetățenii și poziția, da. Poziția noi o rătăm, poziția e fermă și o să mergem înainte pentru prosperarea raionului Tubăsari. Vă doresc la toți mult sănătate, domnul președinte, de osep și înainte și toate cele bune. Solicitarea lucrătorilor din domeniul culturii, vreau să ofer cuvânt domnului Gico Afronie.
Bună ziua, stimată audiență. Sunt aici nu prima dată la Coșnița, pentru că eu consider un loc sfânt, pentru că prea mulți și-au pierdut viața aici, pe locurile astea, cei care au apărat sufletul neamului nostru ca să nu se piardă. Eu, ca acel care am scris 15 lucrări în memoria celor care au, mă cunoașteți mulți, am când tot timpul aici vin la comemorarea celor care nu mai sunt între noi și la consolidare. Pentru că eu când mă uit la dumneavoastră, dacă s-ar uni așa toată țara, cum a zis domnul Voronin, că e de ajuns atâta bătaie de joc pleacă, eu mai merg și prin străinătate când sunt invitat și mă uit, mă doare sufletul când văd că pleacă familii cu avioane, cu diferit transport, pleacă și lasă pământul ăsta sfânt și atât de roditor, că mărul e măr și cartoful e cartof și omul e om. Astea sunt lucruri foarte sfinte și trebuie să fim foarte atenți ca cel care simte sufletul omului, pentru că eu, arma mea este cântecul cântat, adică adevărul cântat prin cuvinte. Nu am luat instrument cu mine, nici nu m-am așteptat, sincer vă spun sincer, nu m-am așteptat ca să vină atâta lume, ca impresia că e sărbătoarea Limbii. Vă spun sincer, încă o dată mulțumiri din partea mea personală, vă respect foarte mult și chiar dacă nu am instrumentul cu mine, eu o să cânt așa vreo un adevăr care se întâmplă la noi în Republica Moldova. La noi și o să-l cântă caramul de duios, iar spreașina-și zvântă lacrima pe os, când cringul se usucă și păsări cad pe jos. La noi femeia naște cu ochii în rușine, jăraticul din vatră nu frige, ci suspină. La noi bătuta poartă primește toți străinii, la noi, Doamne mă iartă, îs mult prea blânzi și câinii, și slujbașii și stăpânii. La noi femeia naște cu ochii în rușine, jăraticul din vatră nu frice, ci suspină. La noi când zbur de mii lupoaicele vin la fătat în stâni, stăpânii turmii ca mișei le fac colcuș și sluj și bat cu rânchâini. La noi femeia naște cu ochii în rușine, jăraticul din vatră nu frice, ci suspină. La noi când zbur de mii lupoaicele vin la fătat în stâni, stăpânii turmii ca mișei le fac culcuș și sluj și bat cu rânchâini. Asta este un adevăr. Ei, păcat că unii dintre ai noștri îi ling pe față și pe dos, umplând din urma lor ca proștii să le arunce câte un os. E scrisul nostru de pe cruci, îl șterg cu un surus burete, ne vor în țara noastră cuci, ne vor la zid și la perete. Vă mulțumesc frumos! Doamne ajută și să fim cât mai consolidați, indiferent, cum a zis domnul Policinski, să trăiți mult, vă cunosc de mult, de mulți ani, chiar de mulți ani, de la început, de când am venit aici la comemorări a combatanților și a celor care, și n-a fost conflict, a fost război, ca să nu combatem noi chestii, că a fost într-adevăr un război normal, cu mult sânge pierdut și cu vieți pierdute. Și să dea Dumnezeu să fiți consolidați cum vă văd astăzi, și trebuie să consolidăm toată țara, că altfel o pierdem de tot. Eu mă uit eu ca om, acel care stă prin lume, îmblă, vede lumea de zi de zi, văd oamenii triști, eu mă urc într-o lebus, eu nu văd un om zâmbind, tăți-s cu capul în jos, parcă eu zombat cineva. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim!
Dacă cineva are dorință să ia cuvânt, poate să apropie. Bun, atunci noi vrem să vă mulțumim. Să vă mulțumim pentru aceea că sunteți alături de noi. Pentru aceea că ați arătat puterea și consolidarea Raionului Dubăsari. Eu vreau să vă rog să aplaudăm nouă tuturor pentru faptul că suntem așa uniți, pentru faptul că suntem toți aici împreună. Da, nouă multe succese, bucurii și pace în familiile dumneavoastră. Vă mulțumim! Doamne ajute, trebuie să lucrăm oameni buni mai departe. Sunt convins că chiar dacă drept a fost menționat aici, domnul deputat al Parlamentului, corect a spus, nu s-a terminat. Faptul că l-au eliberat pe Policinski ieri este doar un început. Este necesar mai departe și vom conlucra, vom prezenta documente, chiar vom școlariza pe unii ofițeri, ce înseamnă autoritatea publică locală, care este practica adevărată, ce înseamnă să pui salariul pentru 50.000 sau după 50.000 populație, ce înseamnă să ne spună că voi aveți doar 35.000 populație, uitând că Raionul Dubăsari consultă, primește oamenii din Raionul Grigoriopol, uitând în același timp despre orașul Dubăsari, care deja chipurile nu mai este al nostru, e al nostru Raionul Dubăsari. Orașul Dubăsari e al nostru, oameni buni? E al nostru și trebuie să fie al nostru. Grigoriopolul e al nostru sau nu? E al nostru. Noi suntem într-adevăr un popor și trebuie să fim popor unit. Eu absolut sunt convins că adevărul va fi mai presus ca minciuna. Ca dorința cuiva să arăte că Raionul Dubăsari nu are necesitate să fie. Eu cred că aici s-a bătut mai mult. Să arăte că Raionul Dubăsari se fură bani, că conducerea Raionului Dubăsari nu știe să administreze banii, dar dacă nu știe să administreze, cine trebuiește Raionul respectiv? Eu cred că aici este o bază. Doamne ferește, fiindcă s-a expus că poate să mai așteaptă și o destabilizare aici, în zona securitate. Nu vom merge la destabilizări. Noi am trecut prin război. Drept ce a spus. Noi am trecut prin război și nu am plecat capul. Invers. Am fost verticali. Am știut să discutăm și cu malul drept și cu malul stâng. Am știut să păstrăm viețile omenești. Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță în raionul nostru. Foarte mult sper că toate persoanele din conducerea țării, accentuiesc, toate persoanele din conducerea țării, conștientizează importanța raionului Dubăsari. Iar raionul Dubăsari suntem noi toți. Cetățenii atât din partea dreaptă, cât și din partea stângă a râului Nistru. Sunteți dumneavoastră, dragii mei colegi, prieteni, oaspeți, agenți economici care sunt prezenți aici, etc. Deci știi cât de mult înseamnă că alături de noi aici, astăzi, sunt reprezentanți din toate formațiunile politice. Sunt reprezentanți de peste hotare, investitori străini. Atât de mult mi-a fost chiar foarte plăcut să văd colegii din Germania care sunt prezenți aici, colegii din Turcia care sunt prezenți aici. Și acest element, și sigur că alți agenți economici care lucrează în Raionul Dubăsari, au proiecte în Raionul Dubăsari. Iată, aceste lucruri toate împreună denotă că societatea civilă, așa cum a spus Vladimir Nicolaevici, trebuie să se unească. Noi toți trebuie să facem un front comun pentru a promova profesioniștii, profesionalismul, oamenii care pot munci, să-i susținem pe ei. Și desigur că atât de mult înseamnă că alături de noi sunt și preoții. Este absolut important
ca noi să avem grijă de spiritualitatea noastră morală. Fără aceasta, noi nu vom putea să ieșim. Ideea națională a noastră, a moldovenilor, a Moldovei, trebuie să fie unitatea și restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Promovarea spiritualității, promovarea culturii, menținerea și promovarea dezvoltării economice. Dezvoltările și activitățile respective pot să aibă loc doar atunci când este o stabilitate în țară, când este o conlucrare, când nu se calcă persoanele care muncesc, când nu se bat jocuresc persoanele care doresc să facă ceva lucruri frumoase. Și faptul că astăzi au fost atâta lume prezentă, încă o dată denotă. Noi suntem acasă. Noi suntem uniți. Succes în nouă tuturor! Mulțumesc foarte mult reprezentanților mass media care sunt prezenți aici. Haideți să aplaudăm! Haideți să aplaudăm într-adevăr toată lumea care a muncit și muncește pentru promovarea imaginii raionului nostru, pentru sportivi, pentru tineri, pentru oamenii în vârstă, pentru consilieri de toate nivelurile, pentru domnii primari, pentru deputații în Parlament și sigur că pentru noi, acei oameni care i-au meritat cu adevărat să fim dubăsăreni cu literă mare. Să trăiți și vă mulțumesc încă o dată pentru această susținere masivă. Ea înseamnă într-adevăr foarte și foarte mult și pentru mine, dar și pentru noi toți. Așa e sau nu? Mulțumim! Noi vă mulțumim pentru prezență. Mulțumim mult!